Casuța noastră! Plâng, Costele, plâng! Te lovi amintirile, fă! Nu, Costele! M-a lovit mirosul din pungile ăștia! Că cred că să-mi puță peștele de luară de pitomberoare de la București! Dar văd că-și tot să-ți miorcă-i nasul! Răci, fă! Răci din la București până aici, că stăturăm pe tampoane între vagoanele de la Marfara, acolo trec, mă luc curentul. Lasă! Măcar copiii să bucură, ia uite! Păi avem și motive de ce să ne bucurăm, nu? Eu de prost ce sunt și sora mea de toantă ție! Bă, să știi că eu chiar mă bucur, mă! Mă bucur că pot și eu acum să alerg pui cu toporul! Că la București toți puii erau morți și băgați în pungi! Hai, casă și ajutați-mă la despachetat! Până despachetați voi, noi ne ducem prin sat să anunțăm lumea că ne întorsărăm! Hai! Ia uite, Costele, câte amintiri mă leagă! Mirile, Costele! De scara asta! Unde m-ai prins tu prima oară și m-ai tocat cu furca mărut, mărut? Prișpa asta, unde mă țâneai tu iarna pe prișpă legată pe post de termometru? Apoi că-mi plăcea cum făceai. Costele, deschide că-s minus 40 de grade, Costele! Ia ce uite temperatura afară. Ia uite casa luminică! O tempera! S-a prăbușit casa luminică. Noroc că n-a căzut peste noi, că-i rupea lui șalele și mie genunchii și fața. Ce? Ce, zisai ceva de te prinsăși? Ce-ai? Nu făceai. Deblocam aici ușa să putem să intrăm. Hai, vină încoace, ajutăm. Stai așa, păi ce? Mergem întâi în casă prima dată la cârciu, mă dragu. Bă, tu ai bani de cârciu, mă. Unde mai găsești tu prost ca romică să-ți dea gratis să bei? E, gratis, nu prea îmi dădea. Și acum când mi-amintesc, mă furnică pe aici, pe colo. Ce fă? Furnică, iete o furnică pe aici, una pe acolo, iete gândaci, râme. Hai în casă. Hai, de-abia aștept să amenajez ca la București o fabrică. Cum să ca la București? Adică să pui mochete și aplici pe cea? Nu, fac-o de bara pentru mitic. Pentru cum l-o chema pe servitorul de-o salară? Că eu fără servitor nu mă mut. Hai! Frică, tuta noastră! Ei, uite-l, s-a dus dracu șobolanul. Fă, murim de foame, scăpă, s-a dus. Ce mâncăm? Îmi pare rău, Costele, dar n-ai pic de minte în vezâca aia de sâne în loc de creier. Pe tine nu te cuprinde romantismul când vezi cămăruța asta noastră în care am jucat noi atâtea episoade și nu ne-am văzut banii nici acum. Patul ăsta, Costele, în care eram noi atât de fericiți, tu beat și eu bătută. Te năpădire amintirile, a? Da. Vezi, poate le actualizez acum. Pune mână și fă curat, nu vezi ce-i aceea ca la porci. Da, hai, curățenie, curățenie, hai. Ei, tu faci curat aceea în living și în dormitor și eu mă ocup de restul, hai. Ei, auzi? Soba asta tot acilea e. Câtă bătaie am mâncat eu din cauza ei. S-o arunci afară, dragă, căci acum suntem orășeni, nu mai gătim pe plită ca țărani. Și dacă pun o etichetă pe ea și scriu acolo plită cu microunde, gătești? Auzi, tu te iei așa, tamisan de mine, terminați treaba. Terminați treaba. Terminați treaba. Băi! Bă, nu mai e nimeni pe-n sat, bă! Unii sunt plecați la cules de căpșuni în Spania... Alții la portocale în Groenlanda... Gagicile matale de la poștă sunt stripcioze în Japonia... Și fane al tău este gigolo la Paris! Fane? Gigolo? Și Gogu tractoristul și Vasile de pe salvare? Nu, pe ăștia nu-i văzui. Păi, dacă îi întâlneam, mai veneam acasă până dimineață. Și la cârciu m-o fi deschis, la cârciu? Nu e deschis, dacă era deschis, mai veneam eu acasă până dimineață.
Bărbatul plecat din sat, cârciuma închisă, s-a dezumanizat satul românesc, s-a desrădăcinat cultura. Hei, dă tu anunț că veniți în sat să vezi cum se populează la loc. Vezi că mă duc o țără să văd ce pe stradă. Cum mă, nu e nimeni, bă, chiar așa nimeni. Dau anunț eu la ziar că se depăve. Mă crezi proasta ta. Scrie! Anunț de ziar. Cetățeni ai Sadovei. Cetățeni ai Sadovei. De oriunde-ți fi pe mapa mondele universului, aflați că Leana lui Părțag s-a întors din la oraș, emancipată și mai... Auzi, taie emancipată, taie. Că ăștia e proști, inculți și crede că e foboală venerică. Și s-a întors din la oraș mult mai stilată. Taie și stilată. Mă mai frești mult, dar scrie mai bine curvă, că știu că acolo vrei să ajungi, să înțeleagă așa. Scrie așa. Leana s-a întors. I'll be back. Și știu ei de ce. Și acum marș cu anunțul la toate ziarele universale și mondiale. Să de nu s-or întoarce ei toți bărbați în sat, să mă scuipiți voi pe mine. Hai noroc, sănătate. Sănătate să trăiești. Romica? Nu, taică! Romica a vândut tot și s-a mutat la București, eu sunt frate-su. Hai, nu se poate. Da, bagă și mie o halbă, domnule. O halbă? O halbă bagă-ți-a. O halbă, spun. Și cum e? Merge treaba? Merge? Nu prea, să știi. Lumea săracă, ăștia-i dracu, nu prea plătesc, așa. Ce oameni, da. Domnule. Ma da, în trecere, de unde ești? Eu îți dau ce din sat, am fost plecat vreo 6 luni, vreo 6 ani. Dar ce din sat ești? La Bucur, ăsta, la New York am fost plecat. Zici că ești din sat, cum îți zice? Costel Pârța, parcă, în New York mi se zicea Costi Pârță Geisha. Frumos. Mai bagă una. Așa, stai așa un pic. Ce aia? Banii întâi. Ce aia, domnule? Ce să fie? Indicații de la Romica, băi, lasă. Hai bani. Dacă vine unul Costel Pârțac să nu-i dai de băut până nu plătește, că e un nesimțit și un bou. Romica, Romica. Auzi? Tu cu Romica sunteți frați gemeni? Gemeni? Aha. Mm-hmm. Că am auzit că la ăștia la gemeni, dacă dai într-unul, suferă celălalt. Și așa îmi vine să-i cărpesc câteva lui Romica ăla să... Ia! Uite, v-ați modernizat, ha? Cât am lipsit eu din sat, ăștia au luat-o raz, n-am... Și ce faci, domne? Trebuie să mă împuști, ha? Pentru ce? Pentru amărâte de țuică, domnule, să tragi în oameni? Ce crezi, că vreau să o beau gratis? Nu vreau! Vreau să plătesc, dar n-am bani. Tai lemnele, țăp grădina, mulg vaca. Hai, lasă, ia de acile. Dumnezeu sănătate, ești un om cu suflet mare, să știi, mai bun ca frate tău, domnule. Să treci, băi, bagă una. Da, îți mai bag, dacă speli și tu pe acile. Du-te, dracu. Ce zici să-și mă? Du-te, dracu, și-a de găleata aia și cârpa, cu ce vrei să spăl? Cu basca, cu ce? Bine, ha? Ia, cule, hai. Dă-i bătăi. Spăl. Nu vrei să te spăl și pe picioare? Nu știi nimic, nu știi nimic. Spăl. Mi-ar capul al dracului să ajunsei. Miliardar la București, ajunsei să frec pe jos pe aici. M-a bătut Dumnezeu, bă. M-a bătut joc de Leana și uite ce... Auzi, cunoști Leana? O cunoști pe Leana? Cum să nu o cunosc? E soția... Da, știu, e soția unui dobitoc, dar nu știu care. Cațilea e mult și ea să culcă cu toți, satul mare, acum nu. Nu atinge găleata. Mă duc până acasă să bat pe cineva și mă întorc. E cârpa, poți să iei. Aduc eu pe cineva să spăl cu ea pe jos. Nu atinge găleata. Doamne, ține-mă că fac moarte de cheală! Doamne, ferește! Ia uite, mă, ce face America din oameni! Aflai tot, fă! Părinte, ce te-a părăsat? Aflai tot! Cu cine ai umblat, cu cine m-ai înșelat, tot! Ținte de ceva că dau cu toată puterea. Stai. Braga, am venit de la București și tot barbar ai rămas.
Tot barbar după ce că eu am muncit pe aici să fac ordine în casă. Cu mânuțele ăștia două am creat o casă nouă. Ce munciși, fă? Tu nu vezi că sunt toate așa cum le găsirăm? Am luat ăla de colo și l-am pus pe, uite-te, la preșul care este pe, decât să, pe, aici. Te-a zis așa că m-a ajuns și tu. Eu singură cum să fac? Păi cum singură? Puturoșii ai mici unde-s? Ei, Lila e la colegiu și la Xânt e la antrenament. Ce colegiu, fă? Ce antrenamente, fă, că nu mai stăm în București? Și ce, voiai să spun pe directele că Lila e pe centură și Xânt e la curat? Făcură, mai mare prostie că ne întorțărăm noi aici la țară. Ce o să zică ăștia? Că ne-au dat ei afară din București, nu? E, parcă noi suntem proști să le zicem. De parcă ei nu văzură la televizor episodul ăla unde cerșeam noi prin mahalale. Lasă, dragă, că vorbesc cu sârbul și nu-l de la protiviu. Ia. Bun, și la ăștia din sat ce le zicem? Că venirăm miliardari și vrem să cumpărăm satul, nu? Mierde, vai de capul tău, nicio idee! Tring, tring! Nu-i futeai! Bata-și vei zica aia de ține loc de creier. Și? Tring! Mâine anunț ședință la cârciumă. Și de nu ți-o place ce-ți face Leana cu ei? Să nu-mi zici tu mie pe nume. Băi, ia liniște, liniște, ia stați mă un pic așa. Bă, voi mă credeți mai prost decât pe frate meu Romica, mă? Păi de unde vă să vină politicieni de la București la noi aici în sat, a? De unde? Că mai veni unul ceru o țuică și zise că se întoarce una a Leana lui Pârțag. Leana? Da! Tu te vezi tu acasă! Uite cu Dumnezeu acolo, că te duci jocul în mâine. Mai bine acasă, eu uite ce-am făcut. Uite, asta e Leana? Păi atunci năvăliți, bă, ce să... Stați pe loc, mitocanilor! Să mă prezint. Sunt noua deputată de Sadova, trimisă de la București, să văd cum merg treburile pe la voi, țăranilor. Clar? Și cine nu va respecta legea, va avea de-a face cu... Dați-mi voie să vi-l prezint pe senatorul de Sadova, Constantin Pârțag. Senatorul. Bună ziua, trec direct la subiect. Are cineva un ceas? Da, stați așa să vedeți. Domnul Gă. Reluăm. Bună ziua, trec direct la subiect. Este ora 2:02. Dacă la ora 18:43 nu e tot satul curățat, spălat, stradele asfaltate, v-am ras? Că fie căl! Pușcăriile mă mănâncă, băi! Cum am săturat de bețivi și de mitocani în satul ăsta care nu-și plătesc băutura și... Și ca să vă dau un exemplu, ia tărnă-mă o țuică. Și cine plătește de asta? Tărnă-mă o țuică, mă! Ia uite la el, disperată, cine plătește? Ho, că n-o beau! O clipă, vă rog. Ce este acest obiect? Un pix. Un pix. Nu e pix, băi! Este un alcool metru, ia priviți. Oh. Ce scrie mă aici? Nimic, ce să scrie? Scrie, bă, dar e cifră franțuzești. Scrie 93% apă, bă. Ordonanță de urgență. Cârciuma se închide. Fără că te și arestezi, auzi? De acum încolo toți privatizații din comună, care vă știți cu musca pe căciulă, vă hotărâți. Ori vine și vă fac control, ori treceți pe la mine și discutăm, da? Și să nu încercați să ne mituiți cu câte un kil de vin sau un litru de țuică, da? De acum, noile unități de măsură sunt tona și barilul. Clar? Și acum, de băut la toată lumea. Hai. Domnul senator, dar cine plătește că... Băutura toată să confiscă, vă, beți pe banii statului acum. Hai. Hai, beți, hai, sănătate, hai să trăim. Dați-vă banii, eu domnul senator, păi, domnul senator. Zici tu că nu mă duc să cap. Uită-te și tu câte plocoane ne-a dus la țărani ăștia numai ca să nu-i bași tu în pușcărie.
Uită-te la mine când vorbesc cu tine! Lasă dracu televizorul ăla! Care să-l las? Pe ăsta cu știrile, pe ăla cu sportul sau pe ăla cu filmele? De ce nu m-o fi dus, Doamne, pe mine capul să mă dau deputată de Dolj înainte de a te cunoaște pe tine? Bă, nu te mai luam! Îmi găsam și eu un băiat cu bani, cu facultate. Hotărăște-te, ori cu bani, ori cu facultate, că nu se poate să așa. Indiferent ce-o fi fost, numai tu să nu fii. Așa, nu meriți tu o femeie ca mine. Și frumoasă, și deșteaptă, și celeabră. Cum adică celeabră, fă? Celeabră, dragă, că e descrisă ziarele de mine. Deputata de Dolj, Elena Pârțag, face ordine în Sadova. Să nu citească careva ziarul ăsta, că află că ești falsă deputată și ne bagă în pușcărie. Cine a scris articolul ăsta? Lila a scris. M-a întâlnit cu ea la Cârșumă și îmi lua un interviu și o trimisei cu caseta la Craiova. Bună ziua, doamna Pârțag. Cum este să fiți neputată? Deputată, fă năroadă, nu neputată. Pardon, mai întreb o dată. Bună ziua, doamna Pârțag. Cum e să fiți deputată, fă năroadă, nu neputată? În primul rând, trebuie să spun ascultătorilor mei că am o țâră emoțiș. Am asfaltat străzile, am vaccinat găinile, am crescut șeptelul de bovine și am asigurat creșterea nivelului de trai a populației. Vreți să mai ziceți odată că am uitat să apăs pe înregistrare? Proastă te-a făcut măta. Din la capăt. Ce la capăt? Și bună asta e bună, bună asta. Am și eu emoții, am și eu emoții. Deci, ziceți. Ce? Alea. Mășuri. Aș lua de când sunteți Pârțagă, doamna deputată. Deputată, doamna Pârțag. Mai mult de 50 măsuri n-am. Deci, în primul rând, am trecut la asfaltarea găinilor. Creșterea șeptelului de țărani. Vaccinarea asta. Trejilor. Per cum? Șla! Șterea. Sime. Ești orchestic. Comune. Așa pune de la mine. Ce-o mâncat iar, mama. Mătipu. Așa. Mi se pare corect. Just. Eu... Altceva? Vezi și altceva, și asta e foarte bun. Mie îmi face rău. Merge! Și... Ce? Altceva, altă întrebare. Da. Ziceam așa, că... Ce ziceam? Cum credeți că și alții că de unde până unde cu ăștia... Mă depășești. Da, mă, da, și-a fi sinceră. Și-a nu mă minți că... E frumos, mă. Ziceam că am pus și întrebarea. Tu ce ziceai? Și pardurea rând, sunteți toți niște broști. Și toți!
Sunteți toți niște porci și niște idioți, toți? Da, toți. Fă, dacă citește cineva tâmpenile astea. Ei, dacă nu-i convine ce am scris, ia telecomanda și dă pe alt ziar. Liberă opțiune, dragă. Tu ce ai făcut cu privatizația tăi? Le confiscai toate firmele, bă. Le închisai, le trebuie în patrimoniul meu și mâine le scura licitație. Cine are bani să le cumpere, dacă n-are bani, îmi rămâne mie, le scot la vânzare. Vezi, ia. Care ești, bă, pe afară? Ha? Care mă deranjează? Eu! Nu se poate! Mitică! Vino, bă, iau-te-l, bă, băi, bă! Să-mi trag o țără sufletul, că nu mai pot, mă doar șanele, mă dor mâinile decât cărei, bă, ușor, 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 ușor. Ia zi, mă, cum ajuns să spun aici, ha? Ia zi, hai, povestește, zile. Să-ți spui, lasă-mă. Zi. Bă, băiete, mă, iete, după ce plecară-ți voi de acelea, rămăsai fără niciun ban. Că mă dus aici și băiui pe toți la cârciumă de bucurie că mă scăpai dreacu de voi. Și acuși ca fără bani, ce să-i, bă, mă hotărâi, mă pui să mor. Să mor, da. Păi mai bine mor, bă, decât prost ca tine sau vorba aia, sărac și prost ca Leana, așa. Și cum zbuseai, mă întinsai acolo jos, mă dusai la mine la prăvălie, mă băgai într-un coșuc și mă pusai să mor. Să mor. Mă, nu să-ți spui, veni o ploaie mare, legi? Să, cu inundații, așa? Și mă duse și mă trezi în Dunăre, bă. Cu coșciugul. Cu coșciugul, exact. Acum, scosai repede capacul, făcui din două scândurele două lopeți de aerea și notai, și notai, și notai de la vâzle, până mă trezi acelea în port la bechet. Acelea acosai la mal, că zisai eu, bă, mai bine să mor aici în Oltenia mea, dragă, mă. Bă, ce om ești, bă. Ce om, ce patriot de Sadova ești. E, puseai capacul la loc, mă înțelegi? Ce obosit de la atâta vâslit, mă, nu somnul. Normal. Bă, băiete, cum să faci, auzi, că venire nește țigane ai dreacu? Furară coșciugul, puseară în căruță și tu l-o peciță drumul, mă înțelegi? Acum caii fugea, căruța strângănea, mă trezi, înțelegi? De-i tai capacul la o parte, când văzură țiganii, se speriară, auzi? Și lăsară și căruță și caii și toți se duseră dreacu încolo. Fii atent, Costele, când luai seama, eram Tomica cin Sadova pe ulița noastră. Ete, și așa rămăsai eu și cu căruță și cu cai și cu coșciug, vorba aia. Dar acum și că mă gândesc că să mă pui în dărăt acolo în coșciug să mor, că decât să mă întâlnesc cu voi, mie mai mare scârbă. Dar îmi pare rău de cai, auzi, că stau și mă gândesc cine le-o dat de mâncare, cine o țăsăla, e... Mai mare scârba, ia mor tu acolo în coșciug, care cine să aibă grijă de cai? Avem noi, hai, du-te și mori, hai. Ce? Proastă rău, mă, băiete, mă! Ce? Mă, te minții, mă, Leana, mă! Cum să fiu cu... Doamne! Veni cu trei, nu facă fudor de voi, mă! Auzi, și ca să nu fiu cu mâna goală, iete, mai adusei ceva cu mine, că... Ia, hai să te ajut! Știi că eu nu vin la... Să trăiești, bă! Bă, Costele, auzi? Bă, mă gândesc așa, nu-mi vinzi, bă, mie cârciuma lui frate meu? Hai, mă, că îți fac cont deschis și bem tot timpul, băi, ți-o dau fără niciun ban, cu o condiție. Când vine Leana în cârciumă, îi iei dublu și facem 50-50. Să vă mă! Nevăzură? Ce zici, inspectăm ceva? Dar cu o condiție. De câte ori ei vin la tine la cârciumă, îi cere stuia bani dublu și facem jumătate-jumătate. Vrei? Băi, ia liniște să moară mama. Ia să ghiciți voi de ce mă chemare pe mine autoritățile înapoi la Sadova. Ca să te bage în pușcărie. Exact, bă. Dar numai că de partea cealaltă a gratilor. Sunt nou șef de post de azi, bă. Stați așa. Scoteți-vă șepcile, boștile. Că n-am terminat. Vreau să vă prezint pe cineva. Noul popă al satului. Ce popă?
sfințește, Doamne, această casă și pe dobitocii ce cu evlavie trăiesc în drânsa. Axete, tu ești popă, popă? Deocamdată popă interimar, până găsește un popă mai ca lumea. Adică să nu bea, să nu prea curvea, că... E clar, ăsta rămâne popă pe viață, mă, tot să bea, bă! Părinte, să bea! Bă, Axete, auzi, eu sper să avem o colaborare fructuoasă, mă înțelegi? Că găsăi niște scânduri, niște pari răzmați acelea de casă la mine, până mâine îi fac o șuge și adică te ocup ca să îmi aduci clienți, ai? De mâine deja ai primi clienți! Tată, adă toporul ăla să sfințesc! Stai-mă, stai-mă puțin, că n-am terminat, mă! Eu m-am angajat reporteriță la ProTV Sadova. Da, și primul meu reportaj este cum s-au făcut oltenii de râs în tot București și a trebuit să vin acasă. Așa că vă invit de la toamnă să urmăriți acest reportaj.